Să-mi spui cum a început această pasiune pentru fotbal? Păi, așa cum știe toată lumea, pasiunea mi-a fost cumva implementată datorită celor doi frați, pentru că eu fiind singura fată în familie, era clar că predomina fotbalul, pentru că fotbalul este sportul pe placul tuturor băieților. Și așa mi-a intrat și mie în sânge această plăcere. La început a fost ca o joacă sau ca ceva așa, nu știu, de a-mi ocupa timpul, de a face o activitate fizică. Iar mai apoi m-am gândit că de ce nu să încerc să fac să fie un sport de performanță, neștiind la început că există și alte fete care practică acest sport. Și cu timpul am aflat că nu sunt singura fată, că există multe altele pe lângă mine în România și multe altele în această lume. Da, ai început cu băieții fotbal. Da. Cum am spus, la început am jucat cu frații mei. Am vrut să merg să joc cu fratele cel mic, pentru că el a fost cel care a fost într-o echipă de băieți, care a jucat într-un cadru organizat. I-am rugat pe părinții mei să întrebe pe antrenor și pe președintele clubului dacă mă pot primi și pe mine la antrenamente, pentru că nu era ca și cum mă duceam și vreau și să intru la antrenament. Au discutat, la început au fost refuzați, pentru că clar era ceva nou pentru ei, adică nu auziseră de fete să joace fotbal. Dar ai mei nu s-au lăsat bătuți și au insistat până într-un final au acceptat și am făcut parte din acea echipă de băieți. Am început la vârsta de 8 ani jumătate și am jucat până la 14 ani, pentru că atunci este limita vârstei când fetele poate să se joace alături de băieți. Văd că ai avut deschiderea aceasta a părinților tăi, totuși nu au încercat să te îndrume către poate un sport mai feminin sau către altceva? Nu, părinții mei, din fericire pentru mine, au fost persoanele care m-au încurajat de când mi-a venit mie această idee în cap cu fotbalul. Adică nu a existat un singur moment în care să-mi spună nu te du la fotbal, pentru că nu știm să fie altă fată la fotbal sau nu știm că există o echipă de fete sau să fie posibil ca o fată să practice acest sport. Ei m-au susținut și chiar au insistat până am fost acceptat în acea echipă. Și chiar mi-aș dori ca toți părinții de fete, dar toți părinții până la urmă, că nu contează că poate să fie și băiat, să fie într-un caz asemănător și poate să fie părintele care să nu fie de acord cu sportul pe care vrea să-l practice, să-și susține copiii, pentru că e cel mai important să ai susținerea părintelui.